Evenimentul desfășurat la nivel național a reunit secretari de județe din întreaga țară. Reprezentanții Asociației Secretarilor de Județe spun că acesta este un bun prilej pentru ca să se întâlnească și să identifice problemele cu care se confruntă și, de ce nu, să găsească și soluții pentru rezolvarea lor. Scopul întâlnirii noastre, noi fiind o asociație profesională, este acela de a dezbate din legislația cu care ne confruntăm acea parte care ne interesează și pe care noi o punem în aplicare și acolo unde sunt probleme în care noi ne întâmpinăm greutăți, prin bunele practici pe care le găsim în județele noastre, să putem să ne ajutăm. Clarificăm probleme legate de punerea în aplicare a noului cod civil, după cum este cunoscut, a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 și creează suficient de multe probleme. Probleme legate de protecția socială, legislația s-a schimbat, norme de aplicare încă nu există. Dorim de asemenea să supunem dezbaterii și să sesizăm Secretarul General al Guvernului, Guvernul, în legătură cu simplificarea unor proceduri legate de atestarea domeniului public și privat al județelor, orașelor, comunelor și nu numai. La deschiderea lucrărilor a participat și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț. Acesta a ținut să puncteze importanța acestei instituții pentru ca activitatea Consiliilor Județene să se desfășoare în temeiul legii. Este o instituție importantă și fără o colaborare bună, președinte, secretar general, lucrurile n-ar putea să se desfășoare în condiții optime și fără frică, fiindcă atunci când pe o notă de fundamentare, pe un proiect de hotărâre, am avizul secretarului, dorm liniștit, fiindcă știu că nu s-a făcut nicio abatere de la temeiul legal. La finalul întâlnirilor, secretarii de județe vor întocmi un material cu problemele identificate, dar și cu sugestii pentru rezolvarea lor, care va fi înaintat secretarului general al Guvernului.